Sonata Combinatului de la Brazi de Maricanuș. 1. Recepția Mărfii Totăia, de mai anul, mi-au mai trimis o carte de lemnit o vrei, și orcăzut pe spate. Și anul ăsta, iară, mi-au expediat un plic cu filigran în romburi și, la vedere, mic. Ei iară o scrisoare pe 12 foi. Ei iară despre oameni și o leacă despre goi. Și iară ni se spune, Într-o prefață lungă, că lumea se dezice și nu vrea să ajungă, această carte dură la oameni cu nevoi și la oameni curate și, în niciun caz, la boi. Maestre, îmi mai scrie expeditorul mic, doar tu poți ca să o publici, dar eu nu-ți zic nimic. Dacă se întoarce roata și ajungi pe la bulău, să știi că în toate astea ești tu cu Dumnezeu. Eu ți am zis pe toate și te-am avertizat. Hai să ieșim din noapte, cu bine, nesemnat. 2. Cuvântarea Domnului Ministru La combinatul de la Brazi veniseră câțiva sefarzi că i-am gazat pe la Jilava și să le dăm gaz pe degeaba. Veni să bată masă în sala cea mai somtoasă, că am omorât mai mult de un car și nu le-am dat niciun dolar. Un om cu mai puțin umor îmi poate spune pe vreun ton de insipid odicolon că acolo nu-i decât petrol. Și ce-mi spui mie, băi, grivei? Spune-le asta la evrei. De ce să fiu eu vinovat că ne-am ăsta minunat nu informat? Și atunci tovarășul ministru, într-un costum croit sinistru, se aburcă pe de picioare și le ținu o cuvântare. Stimați sefarzi de rasă pură, ilustră sineoclatură, giganți ai neamului ales, tu, stirpe, fără de res, nu mai și ti ai, dipifoi, că și tu ești o vrei ca noi, îi zise cu aplom și zvâc, rabinul Moise Șcafarlic. Shalom, măreți frați luminați, vă rog să nu vă spărați, n-am vrut să vă jignesc cumva și am vrut să vă primesc așa cum se cuvine unor lorzi și să vă cânt plăcut din corzi. Am pregărit și o fricturică și lângă ea și una mică, să meargă totul mai frumos, mai negociem, mai înspumos, mai spune unul câte un banc și toate se împletesc la țanc. Ce negocieri? Ce să vorbim? Mânjește acest moment sublim! îi strigă unul mai țâfnos și să lăsă iar în cur jos. Să mă iertați că vă cer bani, dar toți suntem aici jidani, făcut ministrul cu efort ca unul pe jumate mort. Numitul Roizen Razachie privi ministrul cu furie. Ce maniere de pigmei să cereți bani de la evrei! Eu nu zic că nu ești jidan, ministr Sandu Florian, dar acest fel de a cere cash ne lasă absolut perplexi. Jidan de cea mai joasă speță! Vei și de aici o redevență! strigă și David Goldenberg și sper să ieși de aici întreg. acesta i beat de dimineață, cu mutra lui de oaie creață. Mai dăm un ban, mai dăm un chior. Îți dăm de la televizor. Ești tare în clonț, te ții deștept dar ai un caracter infect. Să-ți să ți o saftea. Și până la urmă, ce ai vrea? Stimați fătați, să mă iertați. Nu v-aș fi pus să negociați, dar ce facem cu ceilalți? Sunt oameni distinși și înalți. Două pentru mine, trei pentru știți voi cine și patru pentru domnul prim, cu totul zece, ca să rotunjim. Bine a zis Goldenberg că ești beat. Zece procente din combinat? și eu și Goldenberg Munteanu îți dăm procente cu toptanu. Îți dăm să molfăi toată ziua și ți le fărmițăm cu piua. Îți dăm din alea de vițel, iar mătii îi facem un bordel. Tu Tupeu, ca ministrul ăsta, Borâtu, n-are nici Ianuș, antisemitul. Până și poetul ăla, nazist și dement, te-ar fi trimis la ginecologul mătii urgent. Dacă mai înjurați, închid taraba. Vă o dăm ca pe degeaba. Nu încerca să mă intimidați că întoarcem foaia și nu stăm frați. Îți dăm 10% din prețul de vânzare. Nu se poate, că murim de foame. 2% din profit. Ăsta e un mijilic. 3. Cuvântarea unui popă de la țară. În toată această zarvă de dări și compromise s-a ridicat un popă. Venise cum venise. Nu-l văzuse nimeni intrând pe nicăieri, și cumula în sine o sumă de tăceri. Văzând că toată vorba din jur s-a împleticit și îl privesc cu toții cu un aer uluit, el a început agale, părând un pic speriat. Vă rog să mă iertați dacă v-am deranjat. Aș vrea totuși să vă amintesc că aici este un combinat românesc. Voi negociați să-l dați pe degeaba? Cum vine treaba? Și de ce să-l dați? E un combinat care produce. Tonați toată țara. Vreți să-i puneți cruce? Era un popă slab, edulcorat, dar mai nazist decât Paul Cernat. Avea un fel la lui, de-aș pune vorba, încet și apăsat, ca în filmul Zorba. Nu înțeleg nimic din această teorie că v-am fi omorât și că am avea o datorie în noiembrie 38 și în septembrie 39 voi ați ucis tot ce ne era mai drag nouă. După asta ne-ați adus comunismul pe cap, ne a schinjuit și ne-ați deportat. Acum tot noi avem o datorie. Asta nu-i minciună, asta e beție. Iar acum ne umple țara de sodomiști, de islamiști și de oportuniști. Ne furați și bridul de la bot și încă nu credeți Că v-am dat tot. Ne acuzați în numele discriminării. Suntem antisemiți pentru că ne dorim binele țării. Sunt cam homofob și cam medieval eu, pentru că vă cer să respectați pe Dumnezeu. Asta e manipulare prin limbaj. Pot să inventez și eu un cuvânt, de pildă rocrimaș și să vă dau un cap până în mormânt. Oricine se ia de români, orocrimat. Și e criminal, antiromân și drogat. Iar neamul vostru, ipocrit și cartofor, Mai bine să năștea mort decât rocrimor. Ia să te aud acum, Lician, de clăbuc de stăpun, Ia mai cârie o simfonie, Patapievici de hârtie, Spuneți voi, sioniști de căcat, De ce de atâta vreme ne-ați rocrimat? Asta e realitatea. Mă iertați că vă spun. Sunteți doar niște cultivatori de minciuni. Sunt un ministru al acestei țări și nu permit să tacă imediat acest antisemit. antisemită măta, jigodie spurcată, cu adus pe lume o vacă idiotă. Cum au zis că zicem că n-au murit atâți, ne declarați cu spume fasciști antisemiți. Antisemitei măta, îți spun încă o dată. Eu sunt un om pe care minciuna nu-l îmbată. Și am făcut un calcul, dacă m-ați enervat, pe scriitorii țării și, cu adevărat, îți spun cu fermitate și fără să fiu beat. Programul vostru este o minciună de căcat. Din toată evreimea, din lumea literară, o a absentat doar unul și eu l-a dus din țară. Antisemita-i măta, băi, Sandu Florian, că te-a făcut pe tine, cel mai scârbos jidan. Că n-ai rival în lume și în țara românească și doar vreun dan șafran să te înlocuiască. Pigmeul ăla scos din veceul securității pe care l-a spus la ICR să le distrugă poeții. Antisemit ai măta, te rog să înțelegi, iar neamul tău de curve nu poți să-l renegi. Și antisemit e măsa pigmeului șafran, cunoscut al doilea cel mai scârbos, Jidan. Nu mai pot să ascult! Ce strigă această cioară? Solicit impetios! Scoateți-l afară! Ce caut aici? Pe unde au intrat? Aici e circotecă? Sau este combinat? 4. Schimbări de sex la vite zamblagite și cum trăgeau de popă să-l scoată din ședință, s-a ridicat un moș, cu multă cuvință. Eu am stat până acum în colțul meu cu minte, dar nu vă las să-l scoateți, daci pe domn părinte. În tot ce a spus nu este nimic foarte perplex și încă uita de schimbările de sex. Că ne-ați adus și asta, jigodii travestite, cea mai cumplită ciumă de curve sodomite. O vită poate face, vă întreb acum și eu, schimbări de sex și minte, acceptă Dumnezeu? Doar sexul e plăcere, așa ne învață dracul. Fă tot ce străznește de nu te acul. Dar cum? Că până acum, când doborați vreun mit, Puneați în biografie și un sifilis scornit. E ori nu e rușine să umbli alandala și să împarți plăcerea cu toată capitala, iar sifilisul, sida, variola și alte toate nu le vedeți ca semne că Dumnezeu vă bate? Și dacă pentru faptul că schimbați rolul fustei vă da din cer să variola maimuței, ce o să vă facă domnul, jigo din becile, pentru schimbări de sex? Coruperi de virgine, curvie promovată, și că ați băgat în școală această porcărie de oră sexuală. Voi nu vedeți că ăla, de ziceți, Klaus Schwab, e purulent ca moartea și evident bolnav. Ăștia vă sunt profeții, asta vă e menirea, să băgați sodomia în toată omenirea, înlocuind credința cu un prohav convex și îndemnați copiii să se dedea la sex. Ce o să mai faceți, încă voi, fiare rătăcite? Schimbări de sex și minte la vite de-amblagite. Și aici se face zi noștri tăbară și mai gros ca să-i scoată afară pe popă și pe moș. 5. e loc de împleticeală. Se bagă mâini în bărbi, se scuipă fără noi, mă, cu croncănele de corbi, se dă câte o scatoală, se strage câte un pumn se, și se îmbulzesc o de parcă îi urs un drum. Și țiu e atunci, strident ca un cuțit, pe o sticlă neatinsă, un sunet ascuțit, dar ascuțit ca acul, țepos ca un arice, desfăcea timpanul fărâme și arșice. Așa că nu vrei de dură un fel de strec, și își cu toții țestele de urechi. De parcă o durere ascunsă și zăludă îi se zbătea în creier, precum o caracudă. Și lumea instruită șoptește pe coclauri că atunci la combinat s spart și 12 geamuri. În mijlocul încăperii stătea o ființă mică, cu păr negru și gene ca doamna cea de pică. Era îmbrăcată într-un costum medieval, dar nu părea să fie scăpată din spital. Cum reușise oare o ființă așa de mică să scoate acel sunet perfid ca o urzică. Mă numesc Alexandra, sunt fata lui Spiranu și vin direct de la repetiția cu madrigalul. Am aflat că au venit aici niște evrei care vor să ne jecmănească de țizei. Și noi o să stăm ca niște broaște? Am la gât o cruce cu sfinte moaște. Vă avertizez că o să scot toți tracii din voi. Ne-am strâns sură și de groi. Câtă minciună, câtă impostură, vă credeți tari că-l aveți pe drulă? Cu un MF ul vostru de șpăgi și compromise, vrem negocieri cu porțile deschise, cu compania voastră de sioni și jidani, vrem negocieri deschise, verificări la bani, verificări de conturi, să vă lăsați perciuni și să mai dați și teste cu detectorul de minciuni! Cu brațele căzute târându-și pe jos ochii, se farzi cască gura la ale fetei rochii, care o robă amplă, cu tivuri și volane, cum se purta pe vremea când mai erau cucoane. Și toate aceste ființe, vădit mercantile, păreau că au nevoie de niscaivă pastile, că tot discursul ăsta fascist și virulent, ieșit de sub năsucul drăguț și indolent al arătării brune, înfăvoit în valuri, lăsase umbre negre pe întâmplării maluri. De unde știa asta că au vorbit cu drulă? Știa toată povestea sau era făcătură și aștepta să vadă, jucând la cacealma, de vreunul dintre dânsii nu cumva să o scăpa. Când toată piesa asta cu punct și cu virgulă, veriga slabă este chiar prim-ministrul drulă. Și dacă știe asta ce au discutat atunci, or să ajungă poate să prins pe lungi. Ăștia sunt extrema dreaptă și sunt organizați!" strigă Rabinul Roizen cu ochii bulbicați. O organizație de extremă dreaptă e ziua mâniei. Noi suntem doar copii României. 6. Capac Se ridică și unul zburlit și mai dihai ce zise că îl cheamă Dan Capitan de Plai de la frăția aia ce caută în ferești, dacă românul nostru mai crede în povești. Ați auzit ce spune a noastră surioară? Și nu vă e rușine? Nu începe să vă doară? Ce căutați aici? Ce tot furați la noi? De ce nu mergeți barem la alții, mai de soi? Și cu ce pretexte veniți aici, domnilor hoți? Vreți să ne vindeți suflete de morți? Și ea nici măcar nu sunt morți, ci sunt ficțiuni de idioți. Până acum 20 de ani ziceați că vi-am făcut săpun. Acum v-ați sătura și voi de asemenea minciuni. De asta umblă evreii, sat Marcus Vastica la gât. Pentru că știu foarte bine cât ne-ați mințit. Așa să știți. evrei adevărați se pișă pe voi, de sioniști retardați. Institutul Eli vizel e un gunoi. Și ar trebui să se care naibii de la noi. Pe voi să nu vă atingă nimeni cu niciun cuvânt, că sunteți poporul cel sfânt, neamul ales ce să-ți povestesc. Neam viclean și ticălos care l-a omorât pe Hristos, am ticălos și viclean care l-a omorât pe capitan. Vă dăm ză și proșientii, da scoată i un pic, Strigăm Moise în graiul de moldovean peltic. Și intră o patrulă, docilă și sperjură și pe soprană prima o sără de gură. Să nu mai scoate un sunet din ăla ca un bici care se ridică părul ca țepi de arici. Voinicul Dan Grăjdeanu, sau cum l-o fi chemând, începe atunci să împingă la polițiști pe rând. Și este o nebunie și ies niște scântei de nimeni nu mai știe care zgoi sau o vrei. Dar însă, până la urmă, prin deficit de Constituție, protestatarii au fost râs toți la poliție, unde dă dură declarații până în zori, ca niște adevărați răufăcători. A doua zi din presă, cu toții au aflat că în pace și iubire acordul s-a semnat și o înveulare cu acte și ștampile drepturi pe combinat vreo 12 ani de zile. 7. Postfața dacă am ajuns aici, vă mai rețin un pic, că după plicul întâiu am mai primit un plic. Și oamenii aceștia care îmi tot dau târcoale ca să le public cartea și să o iau eu la joale, voind să mă convingă, îmi fac un florilegiu de critici care fac din carte un privilegiu. Și scrie în recipisă că mulți furtați au zis că asta este cartea cu care s-a închis un drum de poezie, un drum de romantism și începe un drum de proză, de ură și cinism iar cartea asta mare am le pune un capac și pupă poezia și dă cinismul în cap. Și a întâmpinat-o, zice, cu focuri și confeti, un ins, care e nepotul lui Sterie Ciumeti. A lăudat pamfletul cu vervă mare, cică, și unul care și zice profesor aligică. Iar senatorul ăla, Claudiu al lui Târziu, Doarme cu el supernă și e banghiu de câte ori se scoală încetat în miezul nopții și pune mâna întreagăt pe marginea coperții. Și a prezentat lucrarea cu feeling și bonton și duduița frumoasă a lui Bazon. Iar Ciprian Vocilă a zis că e ultra-foarte, dar el, cum se cam știe, așa zice de toate. Rămâne să se audă pe la cenacluri, zău, coperie și domnul. Ovidiu Hurduzeu. Sau chiar comisionarul cu aer de subtil care semnează în presă ca neamțul Mihail. De Iulian Capsali nu se zice nimic. O fi citit și el din operă vreun pic cât i-a permis echipa de teatru personală că pe la el prin casă e stagiune teatrală. Doar domn profesor Coja, cel de la facultate, o zis că această carte e o enormitate. Ca autor în toate nu a fost prea exact și trebuie dus la Auschwitz să scrie informat. Dar orice goi din țară care o citi din carte se poate în prostie să cadă ca într-o moarte și să mă întrebe taimic, schimonosit de vis. Dar pe astea toate, cine? Editore, le-o scris. Da, asta e întrebare? Da, ăștia cititori? Nu mai bine scoți pușca și încerci să-i omori? Le-o scris cu versul ăla a lui trucat Dimov sau le-o fi scris chiar ăla, nazistul din Brașov? Ce să răspund la asta? Cum să o întorc, să o dreg? Băiete, autorul, eu cred că e fanejeg. Sau să le dau vreun altul, vreun fante morfolit pe la sfârșitul vieții, vreun șmecher fitilit? Dar cum să public cartea? Ce? Am înnebunit? Nu dorm bine acasă? Sunt evident împit, și martor fie mie, chiar bunul Dumnezeu, că poezia asta chiar e sonată. Rău. Ce-mi tot trimiteți mie? Nu sunteți și voi, goi? Mă vreți pe năsălie? Da, publicați-o voi. Eu mă dezic total de teoria conspirației și de metoda voastră de redresare a nației. Chiar dacă ar fi cum ziceți, și ar fi o travă, tot. De ce săriți ca fripții și faceți de complot că bagă serul în oameni să-i năruie pe toți când, până la urmă, ăștia omoară idioți? Cât de prost poți să fii să bagi atâta vaccinărie fără să te întrebi dacă nu există profilaxie? De ce n-au aflat că dacă iei zilnic vitamina D3 nu mai faci COVID nici dacă vrei? Știu că sună cinic. Dar pe voi ce vă doare? Dacă sunt atât de proști, lăsați-i să-i omoare. Eu nu merg înainte pe acest drum desfundat și mă dezic de toate. Adio, v-am pupat! Notă Paul Cernat a fost dat afară din Uniunea unor scriitori din România pentru că a găzduit pe pagina sa de Facebook Câteva comentarii pro-legionare ale lui Marius Ianuș. Ulterior s-a dezis de ele, pretextând că este un promotor al avangardei sioniste. Dar cine îl mai crede?